Bărbatul fugar era căutat de polițiști de la sfârșitul lunii mai pentru că în timpul unui conflict a agresat o persoană pe care a trimis-o direct în spital. Bărbatul în vârstă de 39 de ani era acuzat de comiterea infracțiunii de vătămare corporală. Victima sa a stat în spital mai bine de 30 de zile, iar în acest timp bărbatul a încercat să fugă din țară, dar a fost prins de polițiștii de frontieră. Luni seara, bărbatul a fost prins de polițiștii de frontieră din județul Mehedinți și predat serviciului de investigații criminale din cadrul IPJ Mehedinți. La controlul documentelor de călătorie, polițiștii de frontieră din cadrul acestui punct au observat că cetățeanul din Caracal este dat în urmărire generală pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală. Drept pentru care acesta a fost reținut, s-a informat serviciul de urmăriri din cadrul IPJ Mehedinți, care a pus în executare mandatul de aducere și de executare al pedepsei. Fugarul are de ispășit acum o pedeapsă cu închisoarea de 2 ani pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală. Nu va fi pedepsit, în schimb, pentru că a încercat să scape de lege și să fugă din țară.